Daniel, capitolul 1, versetul 9. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere. Peste măsură. Poate vă e cunoscută povestea lui Daniel și a copiilor evrei care au căpătat favoare înaintea regelui Babilonului. Dar să nu cumva să trecem cu vederea peste faptul că favoarea supranaturală a lui Dumnezeu a fost cu ei după ce aceștia au fost duși departe de casele și familiile lor. Din cauza păcatelor comise față de Domnul, evreii au fost duși în robie în Babilon. Acolo, unii dintre cei mai răsăriți dintre ei, printre care se numărau Daniel și trei dintre prietenii lui, au fost aleși să devină asistenți ai regelui babilonian. Ca parte din pregătirea lor, ce dura 3 ani, acești tineri trebuiau să țină o dietă bogată în carne scumpă și vin de la masa regelui. Însă Daniel și prietenii lui au decis să nu se spurce cu această dietă și au cerut să li se dea voie să-și urmeze propria dietă evreiască. Ei au refuzat să-și ignore convingerile și ni se spune că Domnul i-a dat lui Daniel bunăvoință și trecere înaintea șefilor săi. Acestora li s-a permis să-și respecte propria dietă, atât timp cât nu le făcea rău. Desigur că nu numai că nu le-a făcut rău, ci i-a făcut mai puternici și mai sănătoși, ei devenind astfel consilieri de încredere. Păstrează-ți mereu convingerile și nu fă niciun compromis. În cele din urmă, vei fi răsplătit. Thank you.